Conducerea școlii Poenești din județul Vaslui face un apel disperat către toți oamenii de bine pentru a veni în sprijinul elevilor și profesorilor afectați de distrugerea în proporție de 100% a școlii Poenești în urma incendiului de săptămâna trecută. Asociația Colectiv se alătură și ea demersurilor făcute de către administrația instituției Vasluiene de Învățământ. Președintele acesteia, Eugen Iancu, confirmă nevoia de ajutor financiar și material pentru repararea școlii Poenești și spune că în întreaga țară va fi lansată o campanie de strângere de fonduri în acest scop. Domnul Eugen este cel care ne-a adus speranța că oamenii de bine din toată țara aceasta ar putea să ne ajute astfel încât această școală, sau mă rog, cea mai rămasă din această școală, ar putea să redevină acea bijuterie cu care ne mândream noi înainte de a se întâmpla incidentul. Domnul transmite așa o stare de bine și de speranță că vom reuși, pentru că, într-adevăr, așa cum am văzut în momentul în care a venit vestea, mi-am dat seama că există oameni de bine în România. Există oameni care pot să sprijine, astfel încât să revedem copiii în școală și să ne bucurăm de acele glasuri pe care le auzeam noi în pauze. Doamna director, mai exact și mai precis, pentru ce ați avea nevoie și de ce ați avea nevoie ca această școală să redevină acea instituție pe care vă doriți dumneavoastră? Orice, materiale de construcție, sprijin financiar, încurajări, nu știu, orice este binevenit în momentul de față. Nu putem spune că nu suntem deschiși la ceva anume. Cine poate să sprijine cu absolut orice, cu mare bucurie primim. Am fost contactată și eu de un reprezentant din primăria sectorului 4. Este real ceea ce s-a scris, deci sprijinul realmente va ajunge în comunitatea noastră. Dacă tot suntem în fața unei camere, aș vrea cumva, pentru că nu cunosc pe nimeni de acolo, să mulțumesc pentru ceea ce, pentru gestul pe care l-a făcut pentru școala noastră și pentru copilașii din școala noastră. Și bucuria a fost și mai mare ieri, imediat după ce am vorbit, să fiu contactată și de domnul Iancu Eugen de la Asociația Colectiv din București, care și dumnealui dorește să ne sprijine și să facă lucrurile să meargă cât mai repede pentru noi, pentru că știm cum e. Ne lovim câteodată de anumite piedici și nu putem să demarăm ca să reconstruim școala. Așteptăm și noi devizul de lucrări pe care ne-l vor prezenta cei care au fost la fața locului, care au făcut constatările și abia după aceea putem să vorbim realmente de cifrele de care avem nevoie. Am venit aici pentru că am văzut în presă și m-au impresionat flăcările. Am rămas surprins să aflu că din București au mai sărit și alții în ajutor. De fapt, de asta am venit. Am venit să văd despre ce este vorba, să identificăm toate nevoile și să încercăm să pregătim o campanie astfel încât să ajutăm copiii să ajungă cât mai repede la școală. Pentru că au un an de zile în care aproape au stat acasă și este păcat. Eu chiar am rămas surprins de cât de frumoasă arăta școala. Am văzut niște fotografii cum arăta înainte. Și sperăm să o facem. Sunt 315 copii, deci chiar este nevoie să ne implicăm cu toții. Vom face campania, nu știu, este nevoie, iată, la acoperiș, termopanele sunt sparte sau topite aproape toate, deci trebuie schimbate, instalația electrică va trebui schimbată, de lucru este mult și poate sunt companii aici care ar putea contribui din județ cu tot ce se poate. Chiar și cu o donație, se termină a doua lună, în a treia deja se închide primul trimestru, se pot dona cei 20% din impozitul pe profit. Adică căi vor găsi. Trebuie să urmărească campania pe care Asociația Colectivă va lansa probabil mâine. Mâine eu cred că vom face primul anunț. Eu cred că câte un pic, dacă donează fiecare, reușim să mișcăm lucrurile. Și este păcat, aici doamna directoare, eu am rămas surprins să găsesc o persoană atât de emotivă și atât de îndurerată de pierderea școlii, pentru că înțeleg că lucrează aici de vreo 20 de ani aproape. Am văzut niște fotografii făcute de copii pe care le-au transmis pe Facebook, cum arăta școala înainte și cum ardea. Deci eu cred că la câtă emoție este, nu știu,
fiecare, dacă am pune câte un pic, am reușit să facem lucruri. Pagina asociației colectiv va apărea tot, cu numere de telefon, unde poate suna de la primărie, de la doamna directoare, cu cont, cu absolut tot. În această discuție eram vis-a-vis de cum am putea să gestionăm situația astfel încât cei care doresc să ne sprijine, unde, în ce cont și așa mai departe. Eram în discuție cu domnul Eugen și de aici vom face anunțul care trebuie. Sunt 315 copii, da, care trebuie să ajutați să se întoarcă cât mai repede la școală. La școala asta care a fost frumoasă, uitați. Cei care pot să ofere bani sau materiale o pot face adresându-se Primăriei Poenești, Asociației Colectiv și Conducerii Școlii Gimnaziale Poenești din județul Vaslui. Ajutați și la rândul vă veți fi ajutați!